Lena e cu ochii în zare și zâmbește spre soare, nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește cu toți caii, ea vorbește, pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună, totul este fenomenal. Ferma Lenei. Marea reîntoarcere. E plecat de 6 luni, va fi ciudat să ne revedem. O, Anais, sunt foarte stresată. Angelo a călătorit 1000 de kilometri doar pentru a te vedea câteva zile. N-ai de ce să te stresezi. Crezi că a ajuns? Poate a pierdut trenul. Foarte comic, Hugo. Angelo a spus că o să vină să ne ia la sfârșitul orelor. Evident că e aici. Și e foarte dor de tine. Oh, Lena se face frumoasă pentru iubitul ei, ce drăguț. Oh, scumpul meu Angelo, ce dor mi-a fost de tine. Hei, club al celibatarelor, nu fiți geloase, veți ști când veți avea iubit. Oh, ce-i cu fața asta? O să aveți și voi într-o zi. Dragostea e, e. Uite-l pe Angelo romantic. Acolo, oh. Hai. Oh? Oh, am alunecat. Angelino, ia cine mai e? Dragostea e romantică, dar îți poate face surprize. Hei, cred că Angelo are o nouă iubită. Bun venit în clubul celibatarelor, Lena. Hei, blondinule, ai fost cu minte în lipsa mea? Oh, evident că nu. Ai călătorit bine? Sunt atât de fericit să vă văd. Mi-a fost dor de tine. Și mie mi-a fost dor de voi. Mă bucur mult să vă văd. Lena? Bună, Angelo. Vă prezint pe Rachel, o prietenă care face stagiul cu mine. Bună! Tu trebuie să fii Anais, zâna cea bună a animalelor. Bună, Rachel! Tu ești regele kitesurfingului. Si, señora, foarte mucho încântat. Angelo mi-a vorbit și despre aventurile tale călare. Campion absolut la căzături. Mulțumesc, Angelo, îți rămân dator. Iar tu ești Lena, marea magiciană a cailor. Bună! Rachel vrea să descopere regiunea. M-am gândit să-și petreacă vreo câteva zile cu noi. Ah, o idee super! Și unde o să stai? M-am cazat la pensiunea mamei Lenei. Părinții tăi sunt grozavi. Prea bine! Haideți să mergem la fermă. Hei, Angelo! Tu și fata asta sunteți... Nici vorbă, nu-i decât o prietenă bună. Te-am văzut eu, Casanova, puteai să o lași măcar să-și tragă sufletul. Nu e ceea ce crezi. Eu sunt deja îndrăgostit. A, da? De cine? O cunosc? Sila, mi-ai lipsit. E cel mai frumos dintre caii voștri. Cred că ești mândru când îl încaleci. Cel mai frumos e el. E Mistral, armăsarul Lenei. Nu-i rău, dar eu îl prefer pe Sila. Oh, sărăcuțul muñequito. Zigoto. Priviți cum se gudură pe lângă el. Du roaba asta și apoi întoarce-te acasă. Îl trimit pe Angelo la tine. De ce? Oare de ce? Trebuie să discutați, ia iurea! Haide, Lena, du-te! Dacă știi cum să-l iei, poți să-l încaleci. Rachel, mă ajuți un pic, te rog? Da? Lena te așteaptă în căsuță. Haide, grăbește-te! Pot să intru, Lena? Pot să stau jos? Pot să vorbesc?
E din cauza lui Rachel? Lena, nu-i decât o prietenă. Ne înțelegem bine, glumim, dar atât. Atunci de ce nu mi-ai vorbit despre ea? N-am făcut-o fiindcă nu aveam motive să o fac. Puteai să mă anunți că o să vină. S-a decis în ultima clipă. Hei, Lena, nu mai ai încredere? Bineînțeles că am încredere, doar că atunci când te văd lângă ea, eu... Hei, e frig! Ce-i cu țara asta? Oh, Rachel, încetează! Dar mi-e foarte frig, Angelino! Lena, stai! Nu-mi purta mie grija, Angelino! Lena, unde te duci? Undeva, cât de departe posibil. Lena, stai! Hey! Din păcate, planul nostru n-a funcționat. Amândoi au uitat să-și ia căștile. Îmi cer scuze, e numai vina mea. Nu m-am gândit că Lena va reacționa așa. Eram atât de fericită că se va întoarce. Abia așteptam să-l văd. El e ca și cum n-aș mai conta pentru el. Ca și cum această Rachel mi-ar fi luat locul. Ce se petrece, Mistral? Nechezat? Pare un strigăt de ajutor. Haide, Mistral, fii! Oh, Sila, să ne tragem un pic sufletul. E Mistral! Sunt cu ochii pe tine, Zigoto! N-o să-i atingi nasul lui Muñequito! Muñequito? Al piticului, mai exact! Până acum n-am mai fost plecată din satul meu. Este prima dată când văd zăpadă. Serios? Imposibil să iau legătura cu Lena, intră mesageria. Sunt sigură că o să se lămurească lucrurile cu Angelo. Da, spre binele tău, să știi. Hei, Anais, nu mai pune sare pe rană. Nu-i vina lui Rachel. Eu n-aș fi atât de sigură. Anais are un caracter puternic, dar nicio grijă, n-o ține mult. Deci n-ai mai văzut zăpadă. Ar trebui să o vezi mai îndeaproape. Nu! Nu ai dreptul! A, Lena, aici erai. Uită-te la caii ăștia. Alunecarea de teren a tăiat singura cale de acces. Au rămas prizonieri. Cine știe de cât timp sunt închiși acolo? Cred că-s lihnit de foame și de sete. Sper că Angelo a ajuns-o pe Lena din urmă și că s-au împăcat. Și eu, dar dacă Mistral e atât de rapid pe cât spuneți, nu știu dacă Angelo a reușit. Am impresia că ai condus cu Angelo turme de sute de taurine. Ce tare! E adevărat că în Spania dați multe chefuri? Da, ai dreptate, ne place să ne distrăm. Am petrecut seri frumoase cu Angelo, am dansat flamenco. Alo? Alo? Poftim? Elena? S-a întâmplat ceva? Bine, da, nicio grijă, Elena, venim. Au nevoie de noi. Muñequito, păzește ferma! Gheața e prea groasă, n-o să se spargă. Trebuie să le dăm cumva apă. Mai încerc o dată. Stai, am o idee. Apropiați-vă, nu vă fie frică. Nu vă vrem răul. Vă e sete, știu. Veniți, după mine. Haideți. Lena, ce vrei să faci? Nu te teme, apa nu-i adâncă. Da, e bine. Vino, ești un cal bun. Mă uimești neîncetat, Lena. Uite-i, vino. Deci, unde-s caii? Sunt bine? Le-am dat apă, dar sunt flămânzi. Trebuie să-i eliberăm. Angelino, mi-am făcut griji.
Totul va fi bine, Rachel. Haideți să eliberăm trecătoarea pentru a trece caii. Angelo, pot să te ajut? Angelo, Mistral e gata. Dă-te înapoi, vom trage blocul ăsta de gheață. Dați-i drumul! Haide, Mistral! Da! Da, merge! Bravo, Mistral! Ești cel mai bun! O treabă grozavă, Lena! Vom reuși! Caii vor putea trece în curând! Vamos, muy bueno, caramba! Acum să îndrumăm caii spre fermă, unde vor primi hrană. Te voi ajuta să-i scoți de acolo. Eu și Hugo vom sta la ieșire pentru a-i ține la oaltă. Angelo, poți să vin călare cu tine? Eu și Lena ne vom ocupa de cai. Du-te mai bine cu Hugo. Eu o iau prin stânga. Bine, să-i încercuim fără să-i speriem. Am plecat! Bravo, Lena! Ești o profesionistă! Nici cu tine nu-mi e rușine! Dacă aș avea cal, și eu m-aș descurca bine! Haideți, să-i îndrumăm spre fermă! Hugo, Anais, voi ocupați-vă de flancuri! Bine! Hai, Josephine! Dii! Am plecat! Rachel, ține-te bine! Vamonos! Dii! Vrei să cobor să o împing? Nici o grijă, va porni! Hai, dii! Mâncăcioasă mare ce ești! Oh? Oh. Hai, frumoasă, dii! Lasă-l, Angelo, mă ocup eu de el. Vine să vomit. Mersi, Rachel, ești tare. Era și timpul să-i eliberăm. Erau flămânzi. Dacă nu i-ai fi găsit, ar fi fost terminați. O, da, mă duc după lapte, dragule. Bine, puișor. Așa, ușurel. Îți vei reface forțele. Rachel, nu vreau să-ți distrug speranțele, dar Angelo e deja luat. E o relație serioasă, nu-ți mai face speranțe. Poftim? Ce tot spui acolo? Eu și Angelo suntem doar prieteni. Nu mă lua peste picior, am văzut cum te uiți la el. Nu cred deloc povestea asta cu prietenia. Sinceră să fiu, nu e treaba ta. Angelo e un băiat grozav, poate să aleagă și singur. Cred că meriți a doua porție. Thank you.
Jeffrey? Merci. Au scăpat de greu. Mâine le vom da drumul. Prea bine. Angelo, ce facem acum? Cred că o să mă duc direct în pat. Și eu! Ziua asta m-a cam terminat. Cu toții merităm o noapte bună de somn. Bine, ne întâlnim mâine dimineață. Lena, trec pe la tine imediat. Te-ai smintit? Ce te-a apucat? Am încercat să fim doar prieteni, Angelo. Jur, dar când te-am văzut cu Lena, am fost atât de geloasă. Am înțeles că sunt îndrăgostită de tine. N-am vrut să recunosc, dar te iubesc. Ce tot spui? Uite ce e, Rachel. Noi doi ne înțelegem foarte bine. Te iubesc, dar ca pe o prietenă, înțelegi? Am deja pe cineva în viața mea. Mâine voi pleca. Nu mai am ce face aici. Știi ceva? Întoarce-te cu mine, Angelo. Te rog! Trebuie să merg la Lena. Lena? Ce se petrece? Rachel, Angelo și ea, ei! Ei ce? Lena, spune-mi! Erau îmbrățișați! Poftim, e imposibil! După masă vă înțelegeați atât de bine! Erați pe aceeași undă! Trebuie să existe o explicație! Totul va fi bine. Nu, nu mai vreau să-l văd niciodată. Lena, eu sunt. Angelo, ești acolo? Angelo, ce vânt te aduce pe aici? Bei ceva cu noi? Nu, mulțumesc, domnule, am mâncat deja. Lena, putem vorbi puțin? Te ascult. Păi, mă gândeam să ieșim puțin. Aș vrea să spun ceva între patru ochi. Mă simt bine aici. Rămâneți aici, plecăm noi. Nu-i nevoie, Angelo va pleca. Rachel e deja la fermă, îl așteaptă. Îmi cer scuze pentru deranj. Să aveți o zi frumoasă. Am venit să-mi iau la revedere, Zigoto. Ești un pezevenchi, dar mi-a făcut plăcere să te cunosc. Îmi pare rău, Josephine. Sunt nervoasă. Nu credeam că Angelo e în stare de așa ceva. Ce chestie! Dragostea e... cum să spun... ridicolă chiar. Nu tot timpul, dar în cazul lor e. La revedere, Angelo. Se pare că Anais și Hugo și-au ales tabăra. Nici eu nu mai am ce să fac aici. Mă întorc cu tine. Mă duc să-mi fac bagajul, ne întâlnim la gară. Bine, Angelino, te aștept acolo. Lena, ești bine? Nu vreau să mă bag, dar ar trebui să citești scrisoarea asta.
Angelo, nu-i aici? Ce? Nu ești la curent? E la gară, pleacă împreună cu Rachel. Poftim? Dar trebuia să plece abia peste două zile. Oh, nu! Încetează, Rachel. Zău așa, Angelino, nu fiind dărătnic. Știi că ai luat decizia corectă. Lena? Angelo, stai! Nu sări! E prea periculos și n-ai cască! Angelo! M-am purtat ca un copil. Și eu. N-am crezut niciodată că te-am pierdut. E imposibil, Lena. Fiindcă... Te iubesc. Și eu te iubesc. Dar avem o hoardă de cai sălbatici de eliberat. Ține-te de mine! Haide, Mistral! Di! Trebuie să-i urmărim, știu drumul. Iată-i, sunt liberi. Și sătui. Mai trecem pe aici să vedem cum mă duc? Desigur. Cine ajunge ultimul la fermă va dezăpezi. Di! Di! Și eu. Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește cu toți caii, ea vorbește pentru